Republica Moldova dispune de un valoros potențial turistic natural, care se impune prin atracții de un pitoresc deosebit. De acest lucru ne-am convins și în deplasarea pe care am efectuat-o în satul Vâșcăuți din raionul Orhei. Este o localitate nu prea mare, amplasată pe malul Nistrului, iar ceea ce o face deosebită sunt locurile și natura sălbatică, pe care le poți vedea în defileul din apropiere. Început de la o margine de localitate. Pe malul Nistrului, satul dispunea pe timpuri de un parc bine amenajat, o plajă și o priveliște frumoasă cu apă multă. De la malul Nistrului am pornit spre acea grotă pe care băștinașii o numesc Borta Boierului. Chiar de la intrare în defileu, îți iese în cale un părăiaș ce își varsă lin apele în Nistru. Imaginea locului te impresionează din start. Defileul pornește de la râul Nistru și urcă în sus pe o distanță în jur de un kilometru. Acesta depăstește o zonă aproape sălbatică, cu stânci ciudate, care în ansamblul lor formează configurații peisagistice foarte pitorești. Pe drum întâlnești copaci de alun și corn care te ademenesc cu fructele lor gustoase. Iar acest lucru îți dă forțe să poți trece orice obstacol întâlnit în cale. Fructele copacelor, aparecea râulețului, aerul proaspăt și verdele crud al ferigelor te fac să te simți în sânul naturii în adevăratul sens al cuvântului. Ajungi în capătul defileului, o grotă întunicoasă săpată în stâncă parcă domină acele locuri. De aici cândva scoteau piatră pentru boierul, care erau moșiile satului, aparțineau lui. Pe această râpă era drumul pe unde duceau piatra cu carul, cu căruțele. Locul unde stăm noi aici era perete, intrare numai prin partea ce era. Asta când eram eu copil, chiar aici era perete. Dar acum, vedeți singur. De la ploi, de la ce s-a demolat? De la ploi s-a spălat râpa și s-a dus malul. Când plouă bine, merge apă mare pe râpa asta. Mă uit că aici s-a făcut o boșteră destul de mare. Cu ajutorul apei s-a spălat bine de aici, dar și căderile de temperatură. Iarna îngheață, se dezgheață și se macină piatra. Iarna tot e un peisaj frumos aici găsit. Iarna în peștera asta sunt stalactite de gheață, cum s-ar spune, așa, intri parcă în poveste. Îți face frumos. Da. Vedem că sunt foarte multe inscripții pe pereți. Probabil că sunt copiii care vin aici să viziteze aceste locuri. Copiii satului din satele vecine, Susleniul, permanent sunt aici în primăvară la Ghiocei vin și toți își lasă inițialele pe pietrele de la noi. În urma extragerii pietrei pe timpul boierului de pe vremuri, au fost formate mai multe galerii nu prea înalte. Lungimea lor este mică, iar riscul să te poți pierde în ele este minim. Nu am avut suficientă lumină cu noi ca să le putem admira în toată splendarea lor. Însă cu ajutorul luminii reflectate de la telefoanele mobile, am avut posibilitatea să vedem cum stau ascunși de razele soarelui liliecii, acei șoricei cu aripi de zbor ce stau agățați de tavanele peșterilor și a grotelor întunecoase. Însoțitorii noștri ne-au spus că pe timpuri aici puteai întâlni o colonie întreagă.
însă de la gărăgie vizitatorilor și-a schimbat probabil locul de trai.